inspirată din fapte reale. Azi dimineață când ies din casă, o vecină îmi semnalează că la colțul străzii, în dreptul semnului staționarea interzisă, este parcată o mașină cu număr de arad de două zile. În mașină simțindu-se fel de fel de mișcări, prezența unui individ. Ca un bun cetățean, mă îndrept cu un soțit de vecina respectivă spre mașina cu licență. Nu se vede nimic în mașină. La fel ca un bun cetățean, iau telefonul și încerc să sun la poliție. În momentul ăla, din mașină, din partea din spate, de pe bancheta din spate, mascată de geamul fumurii, trăjnește un individ. Tânăr, blond șaten, cu bărbuță, care mă întreabă dacă mă deranjează mașina acolo. Îi spun foarte politicos că e pe staționarea interzisă de două zile și îngreunează circulația. Și continui de mersul de a suna la poliție. În momentul acela, și mai panicat, tânul se repede în mașină, ia un telefon, sună și trebuie să vă spun că m-am mutat în mașină oarecum animat de o întrebare. Să fie presa, să fie o structură de filaj, să fie Moș Crăciun. Tânărul ia telefonul, sună și persoanei apelate îi spune să trăiți. În momentul am fost convins că nu este nici presa, nici Moș Crăciun. Eventual moșgerile.